La data de 20 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalităților comise în domeniul comercializării de produse agroalimentare. În cadrul acțiunii a fost verificată activitatea 48 de agenți economici care aveau ca principal obiect de activitate comerțul cu legume și fructe. Pentru neregulile depistate au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 84.000 de lei. De asemenea, de la comercianții care nu au putut prezenta documente de proveniență, au fost ridicate în vederea confiscării aproape 4,5 tone de legume și fructe în valoare de peste 7.000 de lei. Totodată, au fost confiscați 245 de lei. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Prahova, precum și jandarmi.